Aș vrea să ne ridicăm să citim câteva versete din Evrei, capitolul 12. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa la dreapta scaunul de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar culoarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Sunt pentru prima dată în adunarea aceasta. Nu prea am persoane pe care să le cunosc, fratele Ciprian. Mai mulți mi-au spus că sunt de acolo, de la noi, din Bucovina, de unde vin eu, dar Dumnezeu ne cunoaște pe toți și doresc pe toți să ne binecuvinteze. Când am intrat acolo pe ușă, am văzut că scrie acolo, pe amvon, după aceea am văzut că scrie și mare aici, aducem rod, eu rodesc pentru Domnul. E un mod de a-L slăvi pe Dumnezeu. Că în Ioan 15:8 spune, dacă aduce cineva multă roadă, prin aceasta Tatăl meu este proslăvit. Un alt mod de a-L slăvi pe Dumnezeu, 1 Petru 4:11, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca în toate să fie slăvit Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Printr-o trăire exemplară în fața oamenilor, din Matei, capitolul 5, versetul 16, tot așa se lumineze și lumina voastră în fața oamenilor, pentru ca oamenii, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Domnul să ne ajute ca să-L slăvim pe Domnul. Acum ai drept că și rodirea asta poate fi verificată, că nu-i la toți la fel. Că și eu am acasă pomi în grădină, dar nu aduc toți roadă la fel. Noi ne putem verifica dacă aducem roadă și ce fel de roadă aducem. În Psalmul 127, versetul 3, spune că rodul pântecilor e o răsplată dată de Domnul. Trebuie să recunoaștem că adunările noastre s-au omulțit prin natalitate și prin prozelitism. Deci prin copiii noștri care i-am adus la adunare, au crescut, au rămas în adunare. La noi în sat a început pocăința cu 3 bărbați și acum suntem foarte mulți, mult, mai mulți ca aici suntem. Să nu uit, felicit corul că mie îmi place cântarea în cor. Domnul să vă binecuvinteze. Dar și prin prozelitism. Că în Romani, capitolul 16, versetul 5, vorbind de Epenet, spune că e cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. O venit cineva la pocăință prin tine? La școală, la servici, din neamul tău, din vecinii tăi, ai adus pe cineva la Hristos? Și tot rod e și un caracter frumos în omul din lăuntru care îl avem noi. Că spune Matei, capitolul 3, versetul 8, faceți roade vrednice de pocăința voastră. Dumnezeu să ne ajute! În Romani, capitolul 6, versetul 22, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit aveți viață veșnică. Este roada pocăință, roada sfințirii. În Filipeni 1:11, plin de roada neprihănirii. Trebuie să avem și roada asta. În Galateni 5:22, roada Duhului dimpotrivă. În Efeseni 5:9, roada luminii stă în. În Evrei capitolul 12, versetul 11, roada păcii. În Evrei capitolul 12, versetul 11, adică 13:15, că ăsta l-am spus, roada buzelor. Deci multe roade, dar nu intrăm în detalii.
Vreau să vă spun că rodesc pentru Hristos e o declarație frumoasă. Numai Domnul să aduce multă roadă și eu spun amin. Din cuvintele care le știu, le-am mai vorbit, le-am cercetat și mi-au fost descoperite, am ales Evrei capitolul 12. Și mai ales de aici am o expresie din care vreau să predic. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Ce înseamnă expresia asta, țintă? Odată ținta poate fi un reper geografic. Eu mergând undeva, mi-aleg o țintă. Eu am plecat din Bucovina până la Reșița. Astăzi am stat la Arad și de acum am venit la Reșița. Dacă mă întreba cineva, unde mergi? La Reșița. În al doilea rând, ținta poate fi un model uman, un model omenesc. La asta se referă autorul, să ne uităm țintă la căpetenie, adică la cineva, să ne uităm. În al treilea rând, ținta poate fi o expresie a privirii. Te uiți țintă, te uiți încruntat, te uiți galeș, te uiți indiferent. Aș vrea să rămân prima dată ținta ca un reper geografic. Au plecat evreii din Gosen, din robie. Dumnezeu i-a scos cu mână tare din robie, au plecat din Gosen, ținta lor era Gilgal, prăvălire, dincolo de Iordan, în Canaanul binecuvântat. Deci au plecat dintr-un loc și trebuiau să ajungă în alt loc. Noi, în mod simbolic, am plecat și noi călătorim. Viața e o călătorie. Întreabă odată faraon pe Iacov, care este numărul anilor tăi? Și Iacov îi răspunde, numărul zilelor călătoriei mele pe pământ sunt de 130 de ani. Pentru că viața noastră e comparată cu o călătorie, cu o alergare. Pavel spune în 2 Corinteni capitolul 4, eu mi-am sfârșit alergarea. Deci viața noastră e o călătorie și trebuie să știm că această călătorie îi scrise undeva de Dumnezeu. În Numeri capitolul 33, Domnul îi spune lui Moise, scrie într-o carte toate popasurile pe care le faci tu. Și toată viața noastră e scrisă într-o carte. Din punct de vedere biologic, eu călătoresc dinspre Leagăn înspre Sicriu. Pe coordonata timpului am călătorit sute de kilometri până la dumneavoastră. Acum, dacă într-o zi nu vreau să călătoresc pe coordonata asta timpului, pot să stau toată ziua în pat. Ce are cineva cu mine, sunt pensionar de 11 ani. Și stau. Dar pe coordonata a timpului călătoresc. În spațiu pot să stau. Și o zi mai bătrân, azi sunt mai bătrân ca ieri, mâine am să fiu mai bătrân ca azi. Noi oricum călătorim, fraților. Și călătoria noastră îi notată undeva la Dumnezeu. Și apoi o plecat. Acum câteva recomandări la călătoria asta. Mergem pe drumul pe care ne-l-a trasat Dumnezeu. Îi prima călătorie, că evreii nu preștiau geografie. Ei nu m-au făcut cărămizi acolo, atâta știau ei să facă, să iei bătaie, să muncească. Ei nu știau unde e peninsula Sinai, pe unde trebuie să meargă. Dumnezeu s-a angajat că El îi duce El în călătoria asta. Dar evreii au trebuit să meargă pe drumul ăsta. Când au ieșit din Egipt, o tăbărât de la Ramses la Sucot, de la Sucot la Etam, de la Etam interesant, i-o înturna înapoi la Pi-Hahiterot, față în față cu Baal Tsefon și ajung în fața mării. Ăsta e drumul pe care l-a croit Dumnezeu. Și eu trecut prin mare ca și pe uscat, de aceea cânta Maria cu înnecat pe cal și călăreț acolo, dar ei o trecut ca pe uscat. Ăsta e drumul care l-a trasat Dumnezeu. Când au ajuns în ținuturi civilizate, le-au spus, mergeți pe drumul împărătesc. Dar în ieșirea lor, Dumnezeu le-a croit un drum prin apele cele mari. Și i-a dus înspre pustiu.
De ce i-a dus pe acolo? I-a dus la Mara. I-a numit asta între dulceață și amărăciune. Gândiți-vă că 3 zile au mers un popor mare, aproape 2 milioane de oameni, cu copii mici, cu oameni în vârstă, cu femei însărcinate, cu turme și cireți care ridicau colb în urma lor, le crăpau buzele de sete și au ajuns la Mara. Și când au ajuns la Mara și au văzut apă, au vrut să beie. Dar numai ce au băut, au sorbit odată și s-au ridicat înspre Moise, că apele erau amare. V-ați gândit odată la asta? Când îi vine ce-i firesc? După aia ce-i duhnicesc, 1 Corinteni 15:46, da? Apele erau amare. Și a spus Dumnezeu, aruncă-mă-i un lemn verde acolo și apele se vor îndulci. În călătoria aceasta noastră vom întâlni și astfel de situații. Am spus eu, între dulceață și amărăciune. Am avut și dulceață, am avut și amărăciune în an și an de pocăință, da? Ajungem în pustiu Sin. Acolo Dumnezeu ce face? Schimbă mâncarea la evrei. Ei încă mai aveau mâncare de la Egipt și acum Dumnezeu le dă mană din cer. Le dă mană, pâinea aia, mana din cer. Le-a schimbat mâncarea. Că un om când se pocăiește și vrea să plece din robia asta lumii și o ia ca țintă Canaanul Ceresc, care e mama noastră, Domnul ne dă mâncare din cer, ne dă mană, slăvit să fie Domnul. Ajungem la Refidim, Masa și Meriba, ceartă și ispită. Ca trecem câteodată și pe acolo, trecem și pe acolo. Că la un moment dat iudeii s-au îndoit și au spus, oare este Dumnezeu cu noi sau nu este? Voi ce spuneți, este sau nu este? Păi în Matei 18:20 spune, unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, eu sunt acolo. Este Dumnezeu aici? Slăviți să fie Domnul! Dar ei s-au îndoit între necredință și credință. Să ne dea Domnul nouă mai multă credință. Și apoi Domnul le-a croit un drum. Așa cum ne-a croit și nouă un drum, o cale. Că spune în Isaia 35:8, acolo se va croi o cale, se va chema calea cea sfântă. Și numai cei sfinți vor merge pe ea. Suntem noi sfinți? Păcătoșii nu pot merge acolo. Să ne ajute Domnul să fim sfinți. Amin. În Luca 1:79 vorbește de calea păcii. Suntem noi oameni de pace? Avem pace? Că cei care n-au pace nu pot să meargă pe calea asta. Și nu vorbesc de pace acum, de nivelele acelea în care trebuie să găsim pacea. Pacea interioară, pacea cu semenii și pacea cu Dumnezeu. Dar eu mă rog Domnului să ne dea pace. Apoi scrie în Fapte, capitolul 9, versetul 2, că s-a dus Saul din Tarsul Cilicii la Damasc de va găsi pe unii umblând pe calea credință. Avem noi credință? Că fără credință, îi cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, evrei 11:6. Să ne dea Domnul să avem credință. Amin. Și apoi cum se mai cheamă calea asta? În 2 Petru 2:2 spune că din pricina unora, dar nu a voastră, altora, calea adevărului va fi vorbită de... Cum stăm cu adevărul? Este vreunul aici care a spus o minciună odată? Nu ridicați mâna. Am înțeles că n-aveți evanghelizare, cuvânt de învățătură. Eu nu sunt evanghelist, nu. Și atunci cum facem? Când, cum ne raportăm noi la adevăr și la minciună? Scrie în Ioan 8:44 că diavolul mincinos de la început și tata minciunii. Dar noi suntem oameni mari, ca să nască un copil, doar nu trebuie numai tată, trebuie și mamă, nu? Dacă diavolul e tata minciunii, oare mama cine? Eu spun că acela care se unește cu diavolul și naște o minciună. Spunea Iov, voi sunteți niște făuritori de minciuni. Că am găsit unii care spun minciuni,
Unii care exagerează, spune zilnic, lui Efraim îi place vântul și aleargă după vântul de la răsărit, zilnic mărește minciuna. Sunt oameni care, și exagerările astea sunt tot minciuni. Și sunt oameni care poartă și cară minciuni. Solomon a născut o numărat străini din țară, au găsit 153.600. 70 au pus să taie piatră, 80 sicari, că e mai greu la cărat. Și 3.600 sunt demni poporul. Știi cât e de greu de cărat minciunile? Să o iei dintr-o parte, să o duci în alta. Unii nasc așa o minciunică mică, alții vin cu o umflă, o face exagerată, mare, și ți-o dă ție, s-o cari. Odată la noi era un frate care da cu var în casă. Și vine un alt frate, spune, măi Ioane, dar ce face aici? Dar el nu spune ce face, doar da cu var ce face. Spune, băi, Ilie, ar merge de o adunare aici? Păi fii serios, cum? Băi, te-am întrebat, dacă aduc bănci și pun, ar merge de o adunare? Bă, câteva ceasuri mă sună el. Băi, nu ți-au spus nimic că eu fac adunare? Băi, eu m-am auzit acum, iau, ce adunare faci tu? Băi, o venit cumnatul la mine și lui tare îi place să poarte vorbele. Și m-a întrebat ce fac. Și eu l-am întrebat dacă ar merge o adunare, știu până de seară să aud, dar nu o fac nicio adunare, eu fac curățări în casă. Dar o să că lui îi place să care, să care. Sunt din ăștia aici la Reștița la adunare? Nu. Dumnezeu să ne dea ipocăință. Când vorbim de minciună și adevăr, scrie în Ioan 8:32. Adevărul va face, vezi, dacă rămân în voi cuvintele mele, veți fi cu adevărat ucenicii mei, veți cunoaște adevărul. Adevărul trebuie cunoscut prima dată. Că de multe ori vorbim, luăm hotărâri, ne pronunțăm mai repede decât trebuie și nu știm de ce. Veți cunoaște adevărul. După aceea în Psalmul 15 și spune adevărul din inimă. În a treia Ioan, versetul 4, copiii mei umblă în adevăr. Adevărul trebuie cunoscut, trebuie spus, trebuie trăit. Și câteodată trebuie apărat. Cam Psalmul 45, versetul 3-4. Războinic viteaz, uit în carul tău de biruință. Apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Frații mei, Domnul ne-a crăit o cale. Ne-a trasat o cale la evrei din Gosen până în Gilgal. Calea asta se cheamă cale sfântă, calea păcii, calea credinței, calea adevărului. Domnul Iisus spunea în Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Pavel spunea în 1 Corinteni 11:1, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe ale lui Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pe unde duce calea asta, pe acolo mergem și noi. Când au ieșit evreii din pustie, n-au dus mari bătălii. În Exod, capitolul 14, versetul 14, spune Domnul luptă pentru voi, dar voi stați liniștit. Dacă noi intrat în Canaan, o trebuie să lupte. De acum luptați pentru voi și copiii voștri. E o diferență. Deci au plecat evreii din Gosen, Domnul le-a croit un drum. Și nu repet ce am predicat până acum. Și acum la drumul ăsta vine cu o recomandare. Ajung într-o lume civilizată. Și spune în Deuteronom, capitolul 5, versetul 32. Nu vă abateți nici la dreapta, nici la stânga. După ce ai pus picioarele pe calea asta trasată de Dumnezeu, nu ai voie să te abați nici la dreapta, n-ai voie nici la stânga. Oare ce ar consta abaterile astea? În ce stau abaterile astea? În Numeri, în capitolul 5, Domnul scoate necurață din tabără. Îi dă afară, tăți necurață. Dar după ce scoate pe necurat și păcatul din tabără, scoate și bănuiala de păcat. Că s-a întâmplat că un om a fost apucat de un duc de gelozie pentru nevasta lui, care nu știe, l-a înșelat, nu l-a înșelat, nu știe. Dar gelozia o are. Și spune Dumnezeu,
dar pocăinții n-au voie să fie așa geloși, fără motiv. Știți cât e de rea gelozia asta? E foarte rea, o gelozie așa, fără motiv. Odată venim de la Oradea, mergem spre Bucovina, eram cu un frate proroc. Și mă sună un frate de la noi, băi fraților, dacă mergeți pe drum acolo, intrați la fratele, nu vi-l spun eu, că-i patronul meu, dar el tare se bucură dacă faceți o rugăciune. Mă duc, era așa, cred că potent financiar, că se vedea casa aranjată, mulți angajați, hai facem o rugăciune. Ne ridicăm pe genunchi și prorocul se uită la sora de casă și îi spune, n-ai niciun motiv, degeaba, n-ai niciun motiv. Bă, dar ea se face roșie ca focul, roșie. El începe să plângă, bărbatul. Mă, eu nu pricep mare lucru. Când mă duc în mașină, zic, bă, ce lucrare asta că unul s-a înroșit și unul a început să plângă? Băi, mi-a arătat Dumnezeu cu femeia asta, atâta e de geloasă, îl torturează, domnule, pe bărbat. Dacă o dus pe contabilă la undeva la un birou, cine a fost cu tine? Deci eu stat în față și nu a stat în spate. Când vine acasă, ia pe telefonul, tăti mesaje, cu cine ai vorbit? A cui numărul ăsta? Și Dumnezeu mi-a arătat că el e om pocăit și cu frică de Dumnezeu. Dar ea are o gelozie nejustificată. Știți ce rea e asta? E rea tare. Eu cunosc o familie, el e mai mare ca mine, inginer. Și eu-s bătrân. El trebuie să aibă trecut de 70 de ani. O luat o fată de la Târgu Mureș și e ingineră. Asta prin anii, până în anii 80 s-o căsătă, 70 ceva. O divorțat din cauza geloziei. El nu s-a mai însurat, el nu s-a mai măritat. O stat așa ca pusnici amândoi, dar nici amândoi nu au putut să stea din cauza geloziei lui. Acum, nici noi nu-i bun să dăm motive de gelozie. La noi s-a logodit o fată, am fost la logodnă. Și mi îmi spune cineva, mă, tu știi că cu tare era duminică la cetate, la Suceava, cu un băiat de mână, dar altul decât logodnic cu ei. Băi, nu se poate. Dar nu, eu e om bătrân, nu mă durea până la urmă. Mă, așa a făcut întâmplarea, că mă întâlnesc cu dânsa. Nu mai iau negoasele ca mine. Măi, am auzit că tu duminică erai la cetate, te plimbai cu un băiat de mână? Da. Dar cum să te plimbi tu de mână când tu ești logodit, logodnicul tău în Italia? Și că, frate Dragoș, au venit trei băieți din Botoșani, unul la Sormea, unul a venit la Varmea și unul n-a mai găsit o fată și m-a rugat să merg eu. Zic, băi, dar nu mai erau fete în sat, noi avem sute de fete în adunare. Nu mai erau fete și o trebuie să umbli cu el de mână. Dar ea îmi spune, stai liniștit că am eu nu-i așa gelos ca tine. Și eu spun, mă, dar bă, eu sunt surat de 40 de ani, dar dacă aș vedea pe nevastă mea, mergând cu un frate din adunare de mână, ea spune, ce cu tine, băi, femeie, ce-ai putut, știi? Deci nu mi-ar conveni, vă spun drept, de bătrân suntem acum. De aia spune, stai liniștit că al meu nu-i gelos. Măi, nici gelozia nu-i bună, dar nici motivele astea care le dăm noi, tot nu-s bune. Asta înseamnă abatere. Și acolo în numeri 5 cu 29 spune așa, când o femeie s-a abatat de la legea bărbatului ei, bărbatul nu știa că l-a înșelat, că nu l-a înșelat, era apucat de un duc de gelozie, dar infidelitatea și necredincioșia îi o abatere pentru un pocăit. Și necredincioșia începe din minte. Când Maliahi, capitolul 2, versetul 15, spune, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu și ce cere acest Dumnezeu? Sămânță dumnezeiască. Băgați de seamă ca niciunul din voi să nu fie necredincios în mintea lui, neveste din tinerețe, că Domnul a fost martor. De unde începe necredincioșia? Din minte. De unde începe infidelitatea? Din minte. Și prorocul îi spunea, în mintea voastră să nu fiți necredincioși. Dumnezeu să ne dea ipocăință. Ce înseamnă? Nu vă abate nici la dreapta, nici la stânga. Probleme de infidelitate, probleme de gelozie, probleme de neînțelegeri în casă de oameni pocăiți, e o abatere de pe calea pocăinței.
Dumnezeu să ne ajute să trăim pocăința, frate. Mai scrie în Deuteronom, capitolul 7, versetul 4, să nu vă încuscriți cu neamurile, spune acolo mai mult, că vă abate de pe calea mea. Și nu mai vorbim de versetul ăsta, dar mai scrie în Iosua, capitolul 22, că cele două seminții și jumătate nu au vrut să treacă Iordanul. Din jumătate din familia lui Machir, din seminția lui Manasa. Dar au făcut un altar mare și când au venit cei de dincolo de Iordan, au spus, ce înseamnă abaterea asta? E folosită expresia. Și ce înseamnă răzvrătirea asta de la voi, că ați făcut un altar? Ei se justifică, nu aducem jertfe, numai ca amintire. O, scăldată-i cumva. Dar acolo întrebarea că răzvrătirea este o abatere. Acum eu întreb aici în adunare, sunt frați și surori răzvrătiți și răzvrătite? Nemulțumitori sunt, neascultători sunt, că întreb că nu știu și Domnul nu mi-a descoperit. Că dacă îmi descoperea Domnul, vă spuneam eu că sunt. Dar de-aia întreb, oare sunt care nu ascultă? Când Iacob 1:19 spune, știți bine, prea iubiții mei frați, lucrul acesta, orice om să fie, gramnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Sunteți gramnici la ascultare? Că în Evrei, capitolul 13, versetul 17, vă dau un exemplu. Ascultați de mai mari voștri și fițele supuși, ca unii care privegează asupra sufletelor voastre și care o să dea socoteala, ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, că așa ceva nu va fi de niciun folos. Acum eu vă întreb, există ascultare de mai mari voștri? Aici în adunare, sunt prima dată și dacă nu știu, întreb, dacă omul curios. Voi ascultați de mai mari voștri? Sunt aici mai mari voștri? Cum îi cheamă, știți? Am mai spus eu exemplul ăsta. Un prieten de-al meu proroc îi chema de un alt prieten de-al meu păstor. La dânsul în adunare, se ridică prorocul, spune, mi-a arătat Domnul că la voi nu e ascultare de mai mari voștri. Dar unul de acolo din spate spune, Domnul Iisus e mai mare, frate, noi ascultăm. Mă, dar între voi nu sunt mai mari, nu sunt mai mari. Ăștia spune, mă, unde mai ajung? Că mă duce la o biserică. Când Efesem 4:11 spune, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, evangheliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea Sfinților, știți textul dumneavoastră. Sunt mai mari între voi? Nu, frate, n-avem mai mari. Urmare au fost la câteva săptămâni s-o rupt. O adunare mică, chiar de lângă Suceava. Eu mă întâlnesc în piață cu unul și spun, băi, v-ați rupt până la urmă. Zic, tu ai plecat sau ai rămas? Nu, frate dragul, și eu acolo am primit, acolo am... eu am rămas, eu nu m-am dus. Bă, dar ăia care s-au dus, ce fac? Frate dragul, și numai să ceartă în continuu, între dânși. Ăia care s-au dus, ceartă. Dar voi? Bă, frate, și noi ne certăm, dar noi n-am plecat nicăieri, noi am rămas aici. Știți de ce? Că nu se împlinea versetul acela cu ascultarea. Ascultați de mai mari voștri. Copiii Efeseni 6, ascultați în Domnul de părinții voștri. Între slujitori există raport de colaborare și raport de subordonare. Între proroci și păstori, aceleași raporturi trebuie să fie. Și colaborare și subordonare. Când nu sunt astea, e o abatere. Ce înseamnă cu abaterea și cu răzvrătirea aceasta? Dumnezeu să ne dea înțelepciune, frate. Acum le spune Dumnezeu, eu vă croiesc un drum prin ape, eu vă duc prin pustiu, eu vă duc pe drumul împărătesc, dar voi să nu vă abateți. O altă recomandare. O altă recomandare, urmați călăuzirea. Trebuiau evreii, că nu știau, să urmeze călăuzirea. Avea un înger care mergea, avea un nor interesant, eu am predicat odată la Cluj despre norul ăsta, nu știu cum era, pe de o parte era luminos și pe de o parte întunecat. La egipteni, întuneric, de bagai deci din ochi, de partea evreilor era luminos, așa era norul acela.
Și ziua mergea un nor, noaptea mergea un stâlp de foc și mergea înaintea lor. Acum se spune că s-a rătăcit norul, s-a rătăcit stâlpul, s-a rătăcit îngerul, că 40 de ani o purta prin pustie. Probabil rătăcirea din Evrei 3:10 a început în inima lor. Așa sunt ei, totdeauna au rătăcit în inima lor. De acolo începe rătăcirea, după aia, prin pustie. Și apoi duce Domnul prin pustie. De ce duce? În primul rând a vrut să-i călească un pic, că ei nu au făcut război, ei nu au făcut armată, ei nu m-au lucrat și se temeau de război. Și Domnul de asta i-a dus pe un drum așa ocolit, ca să îi fortifice un pic. Că pustiul te întărește. Când aveți parte de câte un pustiu în viață, e o metodă a lui Dumnezeu de a te întări. Eu am spus acasă că și eu, gospodar, am scos câteva cloști cu pui. Dar n-aveam de ajuns și am cumpărat și pui de la gostat. Am pus pui de la gostat în curte și când bătea vântul, îi lua vântul, mergeau cu spate înainte. Bă, ăia de la cloșcă, parcă erau pușcași marini, de așa fugeau. Câteodată suntem ca puii ăia de gostat, crescuți în puf, de mama, de tata, de frați, și apoi Domnul ne trece un pic prin pustiu ca să ne întărească. E o metodă a lui Dumnezeu. În pustiu e învățat dependența de Dumnezeu. Din Deuteronom, capitolul 8, versetul 3, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În pustiu era un locul dragostei necondiționate. Că dacă evreii îl iubeau pe Domnul acolo în Canaan, unde aveau fântâni, smochină și vii, aveau și pentru ce-l iubi. Dar evreii trebuiau să-l iubească pe Domnul în condiții vitrege. Îl iubesc pe Domnul că-l iubesc. E câte o fată care iubește un băiet care are mașină, casă, firmă, nici nu știi de ce-l iubește, pe el, pe mașină, pe casă. Dar câte o fată care chiar e legată sentimental, poți să n-aibă nimic ca băietul, el tot o iubește. Așa o iubit evreie în locul ăla pustiu, fără alții bovnici și fără alte motive de a-l iubi. Pustiu este un loc al răbdării, pustiu este un loc al nădejdei. De ce i-a trecut Dumnezeu pe acolo? Dar revenim la formele de călăuzire. Biserica Domnului e călăuzită astăzi? Ce spuneți voi? Cum ne călăuzește Domnul pe noi? Odată și cel mai sigur și la îndemâna oricui, Domnul ne călăuzește prin Sfânta Scriptură. Cum stați cu cititul Scripturii? Stați bine? Doamne ajută! Și țineți minte? Eram odată în Anglia cu un frate și un frate spunea o gazdă politicoasă, așa niște, o familie tânără, finuț, îi spunea la frate, frate, eu nu țin minte, eu n-am memorie. Și frate, nu i-a spus nimic, dar la un moment dat, după ceva vreme, se repede la el, spune, bă, îți trag un palmoi acum, dar nervos. Dar acela, dar de ce, frate? Ci ca să văd așa cât mă ții minte. Numai ca să văd cât mă ții minte. Chiar nu avem memorie? Evrei 5:14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, a căror judecată s-au deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Haideți să citim, să repetăm, că repetiția e mama învățăturii. Și să citim că Dumnezeu ne călăuzește prin Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne călăuzește prin darurile Duhului Sfânt. Dumnezeu are oameni prin care vorbește. Vorbească Domnul și aici prin oameni autentici, prin lucrări adevărate și Domnul să dea astfel de oameni la reștița. Dumnezeu ne vorbește prin cugetul nostru. Fiecare din noi ar trebui să aibă puterea de a înțelege vocea lui Dumnezeu. 1 Ioan 3:1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Eu vă întreb, părinții vorbesc cu copiii? Voi aveți copii acasă, vorbiți cu dânșă? Slavă Domnului! Și eu am copii mai mulți, noi am fost mai mulți acasă și tata vorbea cu toți și eu cu copiii mei,
Vorbesc, măi băiete, fă aceea, băi copilul, fă aceea, fă așa, vorbesc cu toți. De ce am vrea noi ca la Reștița Domnul să vorbească pentru unul, îl sufocăm cu telefoanele, îl sufocăm cu telefoanele, am o cauză, am o cer, eu nu spun că nu sunt proroci, sunt, eu încurajez lucrarea, practicăm lucrarea asta, dar câteodată punem în pericol niște oameni. De ce n-am avea noi disponibilitatea să înțelegem vocea lui Dumnezeu? Oile mele, spunea Domnul Ioan, cunosc glasul meu și nu se duc deloc după un străin. Să ne dea Domnul puterea asta, discernerea asta, să auzim glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește și ne călăuzește prin împrejurări. Deuteronom, ca vultul care scutură pui și cuibul când zboară. Le-a spus Domnul la ucenici, duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia. Dar adunarea din Ierusalim era așa de frumos, că nu-ți venea să te duci în altă parte. Predica apostolul Petru, să spui el, măi, am pășit pe ape, stai cu gura căscată la așa o predică. Să spună Ioan de iubire, să spună ceilalți, când flămânzeu, venea Prohor, Parmena, Nicanor, cu Polonicul, dă-le mâncare, unde să te duci? Și atunci Domnul știi ce a făcut? A îngăduit o prigoană în Fapte capitolul 8 și cu excepția apostolilor tot s-a împrăștiat. Filip s-a dus într-o parte, Ștefan într-o parte. Eu am fost odată la Pamplona, în Spania, unde este o rezervație mare de vulturi. Vulturi, așa că de când zburau, aveau 3 metri de mari. Și încă un frate pocăit le-a dat acolo un hoit și mă, așa s-au cărduit și au venit tăți. Eu mă gândeam că ăștia sunt stare, sunt mai ei și pe mine. Așa de mulți erau. Și îmi spunea omul de acolo că aveau cuiburi în stânci, niște stânci, că vulturul nu poate zbura la deal. El își face un vânt și zboară în vale, că ampatamentul ăsta e foarte mare la dânsă. Dar puii de vulturi sunt leniși și sunt un pic fricoși. Și vulturoaica bătrână, ca să învețe să zboare, o scrie, le strică cuibul. Ieși și le strică cuibul și o ia rămân în aer. Și încep să dea ei din aripi și când obosesc să bagă sub ei și iar îi ridică și iar îi lasă. Și așa spune că vulturul pe aripile lui, așa ne-a purtat Domnul. Asta se cheamă prin împrejurări. Măi, citesc în Scriptură și nu înțeleg, mă duc la proroc, n-am nicio lucrare, eu mă duc să văd dacă reușește fata la facultate, am lucrare că trebuie să mă pocăiesc mai bine, să mă smeresc. Și nu răspund de la ce întreb eu, că nu pricep așa. Până la urmă, Domnul așa direcționează lucrurile, când mă uit în urmă, spun, măi, așa a fost voia lui Dumnezeu. Eu când eram mic, dam în strungă la oi, știți dacă... Și apoi, oile nu tare voi eu, dar una câte una, tot intrau prin strunga aceea. Și asta e o modalitate de călăuzire. Dar important e ca noi să ne lăsăm călăuziți de Domnul. Am multe exemple în asta, dar vreau să dau exemple numai din Scriptură. Deci în călătoria asta, recomandare, mergem pe drumul trasat de Domnul, nu ne abatem nici la dreapta, nici la stânga, urmăm călăuzirea și încă ceva. Dacă s-a rătăcit vreo unul, există posibilitatea redresării. Spune Ieremia, capitolul 8, versetul 4, cine cade și nu se ridică? Cine cade? Eu mi-aș dori ca între voi să nu fie familii cu fii risipitori. Așa mi-aș dori. Dar dacă sunt, mă rog Domnul să-i aduc înapoi. Și dacă sunt fiice, nepăsătoare, cum îl numește Scriptura, Domnul să-i aducă înapoi aici în dragostea Lui, în adunare. Există șansa mântuirii pentru toți oamenii. E adevărat, eu și nu eu, Scriptura face diferență între mântuire și slujire. Între mântuire. La mântuire au dreptul toți oamenii și toți căzuți care îi aveți în Reștița, au drept să stea pe bancă, să-și plângă păcatele, și îi treaba lor și a lui Dumnezeu, că noi fiu la poarta cerului. Au oamenii drept la mântuire, cine cade și nu se ridică. Mica șepticul 8 spune, nu te bucura de mine vrășmașă că am căzut, iar am să mă ridic. Acum sunt în întuneric, dar Domnul e lumina mea.
Și doresc încă o dată să-i aducă Domnul pe toți înapoi. Cu diferența că dacă sarea și-o pierdut gustul, apă, nu mai are putere de a săra, știți? Eu când am predicat de Fiul Risipitor, am predicat de dragostea Tatălui, de acceptul Lui. L-o așteptat, l-o strâns, l-o plâns. I-o dat haina bună, încălțămintea în picioare. Dar aici eu am mai înțeles un lucru. Și am predicat despre rânduiala din casa Tatălui. Că în casa Tatălui n-ai voie să vii cu haina de la porci. N-ai voie să vii cu bocanci ăia plini de băligari de la porți și te duci în casa Tatălui. O spui, băi, schimbă-ți încălțămintea, mai băiete, schimbă-ți haina. Te-ai dus în lume, te-ai drogat, ai băut, ai fumat, dar păi nu vine cu aia de la adunare, măi, înapoi, schimbă-le astea. Că în casa Tatălui curățenie, îi rânduială. Sunteți de acord cu mine? La noi am avut un frate proroc când eram eu mititel, așa că eu am crescut în adunare. Și m-a îngăduit Domnul și n-am lipsit de la adunare. Am peste 64 de ani de când urmez calea asta pocăință. Când eram copil mic, era un proroc, se ridica și ne prorocea și ne ținea câte o jumătate de ceas. Noi, pocăiți, ne ridicam, ascultam, s-a dus omul ăsta în lume. O băut, o fumat, s-a bătut, o stat la crâșmă. După vreo 20-30 de ani, nu știu exact cât, îl văd pe Bade Anton la adunare. Noi dacă suntem de la țară, îl cunosc. Pe ultimul, m-am bucurat că l-am văzut. Conducem programul și el se ridică, frate Dragoș, mi-a arătat Domnul lucrare. O spus, Domnul, să citești? Și mi-a spus, frate, stai un pic jos acolo, stai jos, până mu. Mă gândeam, eu nu i-am spus, când ai stat în crâșmă și în prima zi ai lucrări. Nu? Deci stai liniștit acolo, plângeți păcatul, noi te primim, să te ierte Dumnezeu, dar lasă cu prorocirii chiar din prima zi. Altădată mă sună cineva, frate Dragoș, noi avem aici un frate care a avut nuntă în adunare, o divorțat, s-a recăsătorit și acum vrea ordinat. Ce spui să-l ordinăm? Zic, băi, ordinați-l și puneți-l să predice la nuntă, că el știe și cu cununia și cu divorțul. Că ăsta, apoi nu grăi în băgeocă, nu grăiți dacă după mintea voastră voi îl ordinați și îl puneți în slujbă. Acum eu, Dumnezeu să ne ierte pe toți. Eu acum nu predic despre astea, vorbesc despre redresare. Cine o căzut să vină înapoi? Să ruga odată psalmistul, Doamne, versetul 23-24, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Așa să facă Domnul cu toți. Ce ar mai fi vorbit din versetul despre țintă? Pe drum întâlnești niște repere. Timotei 1 cu 5, ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, credință neprăfăcută și un cuget bun. Pe drumul ăsta întâlnești, băi, aici e dragoste, înseamnă că-s pe drumul cel bun. Ținta poruncii este dragostea. Psalmul 119, o, de-ar ținti ochii mei la păzirea poruncilor tale. Aici împliniri, numai ascultare. Acum, dumneavoastră, ascultați, vă spun un secret. Eu aici am un ceas. Ăsta e pentru mine. Uite, acum mă uit prima dată la el, eu am 100 de ceasuri în fața mea. Și văd că ascultați, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar nu-i numai ascultare, e și împlinire. Aici la pocăiți, la Reșița, este împlinirea Scripturii. Eu spun, Doamne, ajută-ne așa să fie. Aici e cercetare. 1 Petru 1:10, prorocii care au prorocit despre harul care era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta căutării și cercetării lor stăruitoare. Ei căutau să vadă ce vrem și ce împrejurări avea în vedere Duhul Hristos când vorbea și slava de care avea să fie. Aici e cercetare de cuvânt. Îmi spunea fratele Ciprian că voi, acum mi-o spus, dacă știam, uitam și opri, aveți un personaj și puneți întrebări. Și îmi spunea mai înainte câte întrebări la fiecare. Păi asta înseamnă cercetare de cuvânt. Aici în adunare îi cercetare. Slavă Domnului pentru asta. Aici îi răsplătire. Alerg înainte pentru premiul chemării ceresc. Alerg spre țintă, spunea Pavel în Filipeni 3 cu 14. Alerg spre țintă. Aici sunt răsplătirile Domnului. Domnul să ne ajute la aceasta. Răsplătirile se dau la final.
Începutul pocăinței în Evrei 3, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, noi am avut, dar nu se dau premii de consolare la pocăință. Premiul se dă la capăt. Premiul chemării ceresc din Filipeni 3:14, 3:15. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți. Doamne ajută-ne la aceasta. Frații mei, vorbind despre ținte, vă mai spun ceva, că n-am fost niciodată la voi și nu știu dacă mai vin vreodată. Am spus că ținta e un reper geografic. Deci, au plecat evreii din Gosen și au tăbărât la urmă la Gilgal. Și acolo au încetat mana, și acolo au mâncat din roadele țării, acolo au prăznuit paștere și asta se va întâmpla cu noi. Când vom mânca din pomul vieții, vom bea din apa cea vie și vom sta cu Domnul la masă. Doamne ajută-ne la asta! Mai am un gând, dacă îmi permite, ținta ca model omenesc. Aici spune Pavel, probabil Pavel, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Aici ținta este un om. Oamenii au nevoie de modele. Există, eu nu le am cu tehnica prea bine, aproape nu le am deloc. Ca să vă dați seama cât de bun la tehnică, în viața mea n-am scris niciun mesaj niciodată. Nu știu ce scriu și nu vreau să mă învăț ca să nu scriu. Dar oamenii au nevoie de modele. Există un fel de, cum se cheamă, influencer, care e mai tânăr aici, care influențează, pe tare mulți, influențează. Și în Scriptură a fost metoda asta folosită. Eu am găsit odată un proroc care și-a făcut bagajul, a făcut valiza, nu știu, o valiză, două, trei, și-a vrut să plece din cetate. Dar de ce să nu iese el pe poartă? Știți ce a făcut? După ce a făcut bagajul, s-a dus și-a spart zidul. O spart zidul, dar o spart ziua. Și veneau evrei, băi, Ezechiel, ce cu tine, bă, ce înseamnă asta? O spart zidul, o luat tăti bagajul, le-a trecut pe acolo prin zid. De ce? Ca să influențeze pe alții. Noi avem în Sfânta Scriptură modele, fraților. Avem. Dacă avem frați bătrâni, eu mă gândesc la bătrânul Simeon, mânat de Duhul, s-a dus la templu. Ne mai mână Duhul la templu? Avem la vădul pe Ana, fata lui Fanuel, văduvă din tinerețe, tot așa, o dus-o Duhul la adunare. Da. Avem familii, Zaharia și Elisabeta, neprihăniți. Băieții l-au pe Iosif, fetele au pe fica lui Iefta. De ce am alege modele din lume? Oare de ce? Când Efeseni 5, urmați dar pilda lui Hrist, Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. N-avem exemple în Sfânta Scriptură? De ce am luat modele din lume? Că trebuie să o recunoaștem. Multe modele în adunările noastre de comportament, de îmbrăcăminte, de bărberit, de tuns, de gesticulat, îs luate din lume, nu din Scriptură. Eram odată la Vicov când plângea fratele Chelba, bătrânul om al Dumnezeu. Măi, fetelor, măi, ați avut o vreme când umblați cu fursta scurtă. Și spuneam Ieremia 2:24, nu îți lăsa picioarele goale. Și atâta v-am rugat și atâta ne-am... Acum văd că veniți, s-o schimba moda. Veneau cu fusta până în pământ, că nu știu, aveți pantofi, n-aveți pantofi, târâți fusta. Măi, dar până la jumătate nu v-ați putut opri, măi? Eu, când eram tânăr, miliția avea foarfec, și avea dreptul să tundă pe stradă băieță și le taie pantalonii evazați. Mai sunt de o seamă cu mine, nu? Mai sunt. Era la modă pantalonii evazați și plete. Apoi veni și pe la adunare cu părul mare și eu îi luam finuți, că eu sunt păstor cu minte. Măi, băieți, vi se murdăriți gulurile la cămaș. Hai. Măi, acum au venit un fel să ta tot 0-0, lasă numai aici doi ciupe ca tatare, ca un cuib de pupuză. Dar eu mă întreb, dar de unde? Bă, dacă ar fi fost din totdeauna așa, statornici, așa au fost de când nu, ăștia au fost cu plete, am usărat ștăți în cap. Oare de ce? Eu stau și mă gândesc, că sunt un bătrân acum, nu cumva e de la modă? E de la modă, cred că nu? Dar noi suntem chemați
să fim statornici, să fim exemplu. În 1 Ioan 4:17, cum este El, așa suntem și noi. Semănăm noi cu Domnul, surorile cu femeile, cele cu cernice. La mine peste drum e o familie tare de religioși. Și niște fete tinere au ieșit în drum, trece unul cu icoane de vândut. Și au spus, vă rog frumos, dați-mi o Maica Domnului. Ăla om bagă mâna în sac, e banii, dă Maica Domnului, îi dai sfințită. O să da, arată ștampila, uite, e sfințită. Nu pleacă omul ăla vreo câțiva metri? Și spune, auzi, Domnul, stai un pic, stai, mi-a dat o Maică de la, Domnul de la catolici, eu vreau una de la ortodox. Ăla se întoarce, pune sacul jos, îi schimbă icoanele. Măi, eu păstor, bătrân, am cercetat în Scriptură, zic, tura Luca, vino leacă, îmi spune, de unde știi că ce e Maica Domnului la catolici și asta e de la ortodox? Zică, nenea Dragoș, Maica Domnului de la catolici în icoană are o șuviță de păr așa. Maica Domnului la ortodox și îmbrobodită bine tot, așa nu se vede de părul. Dar el e vopsit și perciunat, el voia icoana să fie sfântă, nu ele. Acum eu mă gândesc, surorile noastre seamănă cu Maica Domnului, seamănă cu artiști, cu cine seamănăm noi? Noi suntem un model pentru alții, dar nu numai în îmbrăcăminte, că aici Domnul să ne dea ipocăință. Și în comportament. Eu mă duc la o dată la dispensare, spre rușinea mea o spun. Îmi trebuia o adeverință că băietul într-o zi nu face educația fizică, că a fost bolnav, să dea eu cu tine. Mă duc, trag mașina în parcare, mă duc repede acolo. Păi când mă duc, 20 de oameni, 30, nu i-a numărat, mulți. Încă eu le dau bună ziua, că suntem din sat, băi, dar toată lumea e bolnavă azi. E, domnul Croitorul, eu dau să intru, zic, eu numai o adeverință am nevoie, eu nu am nevoie de control, numai o adeverință. Dar de acolo, dar noi tot pentru o adeverință suntem, stai, domnul Croitorul, stai la rând. M-am dus la rând. Mă duc, am un chioșc vecin cu mine, mă duc și eu o pâine, eu tot timpul zgrăbit. Că vă dați seama că eu zgrăbit, azi e a treia zi de când-s pieton. Mi-a luat permisul pe 90 zile. Venim dintr-o lucrare a Domnului, dar am venit mai repede decât trebuie. Mă duc, eu când mă duc pe pâine, am banii pregătiți, pun banii eu pâine, mai vorbesc două vorbi cu gestionala, că e vecină și plec. Mă duc odată la chioșc, o doamnă din sat, cred că era, o cumpăra ceva și mi-aduc aminte că a cerut 200 de grame de măsline. El-o numărat asta tot, el-o cântărit, el-o dat, a, n-am vrut verzi, am vrut de alea negre. Eu schimbam măsline și întreb, acolo ce avem? Chipsuri cu cașcaval. Da, acolo, acolo biscuit, da, acolo. Dar eu zic, Doamne, matale, ai ceva de cumpărat sau numai din curiozitate întrebi? Și ea se întoarce și spune, Domnul, eu sunt la rând, te rog frumos, stai la rând. A, matale, nu ești un fel de pop acolo la pocăiț? Ea m-a cunoscut. Eu zic, da, sunt un fel de popă. Și o trebuie să stau la rând. Știți de ce? Noi suntem un model pentru alții. Voi sunteți o epistolă scrisă și citită de toți oamenii. Și să uită oamenii din Reștița la voi. Ce văd în voi? Răbdare, bun simț, pertinență, dragoste. Eu am făcut prin anii 80, am făcut armata la Timișoara. Atâta mi-era de dor de adunare, că îmi plăcea adunarea. Și după ce am depus jurământul militar, mi-a luat un bilet de voi până la amiază. Eu, băiat de la țară, Timișoara enormă, am spus, Doamne Iisuse, păi să ne meresc undeva la o adunare. Și m-am suit într-un tramvai, nu mă întrebați ce număr, în tramvai am văzut două fete, zic, aia astea, cred că-s pocă. Unde au coborât ele, am coborât și eu, și am mers așa în spatele lor, ca să nu parcă le urmăresc. Militarii erau și obraznici. Și am mers pe aici, pe acolo, pe dincolo și am ajuns pe Romulus, la fratele Codreanu, la adunare. Știți de ce m-am luat după acele două fete? Sămănau fete pocăite. Așa sămănăm și noi, nu? Și când venim la adunare, și când mergem la școală, și când mergem prin Reșița, să uite la noi, că noi suntem o țintă pentru alții. Ce văd oamenii la noi? Văd chipul lui Hristos în noi? Pot să spun, eram odată la serviciu, lasă-mă că toți suntem niște hoți. Eu 35 de ani am făcut la CFR-ul.
Aia sunteți niște bandiți. Și am spus, băi, nu știu ce l-am spocăit, dar uite, te rog, la mine. Lucrăm de ani de zile. M-ai văzut odată furând? M-ai văzut odată înjurând? M-ai prins odată cu o minciună? Ai văzut? Nu, domn Dragoș, persoanele de față se exclud. Nu, eu vorbesc de mine. Când mă duceam la magazie și îmi spunea magazonierul, domnul creditor, du-te și acolo ce ai nevoie și încui înapoi. Băi, nea Vasile, hai, lasă-mă că tu nu mă furi, mă, stai liniște că te știu pe tine. Cum ne percep oamenii pe noi? Ce spun oamenii de noi? În 35 de ani n-am vândut motorină de un leu, în timp ce colegii mei făceau un salariu. Și odată nu mi-au ieșit 122 de chili de motorină și m-am dus și m-au chemat la închetă. Și chema la închetă, m-au chemat mai mulți. Am început să scriu, erau o 6-7 ingineri. Și au venit directorul cel mare, ce faci, domn creditorul? Uite aici cu hoță de motorină. Tu, măi, tu? Se întoarce la aceea, băi, omul ăsta nu fură. Domn creditor, dă drumul acasă. Pune hârtia, dă drumul acasă. Omul ăsta nu fură. Și-a ieșit după mine, spune, domnul creditor, eu ascult toate predicile dumitale. Eu sunt un catolic practicant. Așa ele. Toate predicile ți-a, tu n-ai cum să furi. Amu mă gândim eu, dar dacă mă prindea odată și pe mine pocanistră? Făceam de rușine pocăința sau nu o făceam? Este careva de aici care face pocăință de rușine? După cum se îmbracă, după cum vorbește, după cum trăiește, după cum vorbește prin casă bărbatul cu nevasta, este careva care face pocăință de rușine? Eu am o rugăciune din Psalmul 69, versul 6. Zic, Doamne, numai să nu rămână de rușine din pricina mea cei care se încred în Tine. Am spus, Doamne, decât să fac pocăința de rușine, decât să fac slujba de rușine, e în viață acum. Dacă noi putem duce pocăința până la capăt, e în viață acum să nu rămână pocăința de rușine din pricina mea. Este careva din voi care face de rușine adunarea din Reșița? Dumnezeu să ne ierte și să ne dea pocăință. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade acum la dreapta scaunului domnia lui Dumnezeu. Acolo vreau să ajung și eu. Acolo vreau să ajung cu nevasta și copiii mei. Acolo vă doresc și pe voi odată. La marea întâlnire, marea sărbătoare, că mult nu mai avem, evenimentele se precipită, vremurile însă așa cum le vedeți dumneavoastră, eu cred că mai este puțină, foarte puțină vreme și cel ce o zis că vine va veni. Vă îndemn, hai să mai luptăm, hai să ne mai rugăm, hai să ne mai prețuim unul pe altul, hai să mai dăm dovadă că suntem pocăiți și haide să-L întâmpinăm pe Domnul când va veni, ca să fim totdeauna cu El. Amin.